După furturile din sistemul de alimentare cu apă, mai nou Apa Service SA trebuie să facă față altui fel de hoție. Este vorba despre furtul împrejmuirilor de la captările de apă, care securizau puțurile de mică și mare adâncime din zona localităților Bălanu și Bălănoaia. Pe zona Bălanu și Bălănoaia, pe câmp, unde avem captările de mică adâncime și unde au fost investiți bani pentru reabilitarea captărilor și cu toate sistemele care țin de o captare, începând de la pompe și termin cu împrejmuire, ne-au fost furate împrejmuirile. Societatea are un sistem de alarmare care alertează dispeceratul de la Giurgiu, dar nu are capacitatea de pază pentru toate puțurile de pe raza județului. Nu avem capacitatea să asigurăm pază la cele 40 de puțuri de mică și mare adâncime situate în extravilanul Giurgiului. Deci nu avem capacitatea să asigurăm pază. Avem un sistem de alarmare care ne dă semnalul în dispecerat, dar până ajunge acolo, hoții s-au și dus. Hoții au furat 10 de metri de gard, plasă sudată și stâlpi, iar paguba se ridică la peste 200 de milioane lei vechi. Conducerea Apa Service a anunțat Inspectoratul Județean de Poliție și speră să-și recupereze paguba.